Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi iubitori ai sportului, la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă. În această seară vă invit la o discuție despre volei, mai precis despre echipa, putem să-i spunem, cea mai bună din acest sezon pentru sportul constanțean, CVM Tomis Constanța, echipa campioană, deținătoare a cupei și cu o evoluție, eu cataloghez drept excepțională pentru voleiul românesc în Liga Campionilor, calificare în top 12, acolo unde, cel puțin din câte știu eu, după 1990 nicio echipă românească nu a mai ajuns. Alături de mine se află managerul acestei echipe, domnul Bulent Cadăr. Salut! Salut! Un sezon excelent, aș spune, pentru CVM Tomis, o echipă cu o istorie foarte scurtă. 10, și, da, și pentru că ne aflăm și la Năvodari, născută dintr-o echipă ce provine din Năvodari, exact, Midia, da. Năvodari. O echipă cu, iată, 5 titluri de campion a României, 8 cupe ale României, participări foarte relevante în cupele europene, semifinală, CEF Cup, sfert de final, semifinalistă Top Team Cup, locul 2. Aș spune că este o istorie scurtă, dar foarte bogată, foarte intensă. Foarte practic intens. În fiecare an echipa a avut rezultate de înalt nivel. Iar în acest an parcă mai mult ca oricând. Anul ăsta cred că a fost un an de excepție din toate punctele de vedere. Mai ales într-o perioadă destul de grea, așa. Eu zic că anul ăsta Tomis a încercat, cred că a reușit să-și scrie istorie în voleiul românesc. Spune că pe lângă drumul din Liga Campionilor, unde aș vrea chiar să și discutăm un pic, e acest traseu în competiția internă în care practic CVM-ul, da, pare să nu aibă la 30 victorie consecutivă. Ultima înfrângere am survenit, dacă nu mă înșel, anul trecut la Dinamo, tot în play-off, dar de atunci până astăzi, în clipa de față, avem 30 de victorii consecutive. În Liga Campionilor, în grupă, din 6 meciuri am avut 5 victorii. Pierzând, practic, ultimul meci care oricum mai avea conta doar de palmares, de orgoliu. Plus că a fost un traseu, o perioadă destul de obositoare, erau meciul la 3 zile, deplasările lungi, drumurile în România le știm cu toții. Așa, se ia 12 ore să pleci de la Constanța la Zalău. Și eu zic că n-are relevanță ultimul rezultat cu Piacenza de acasă. Oricum băieții au jucat foarte frumos, a fost un meci echilibrat. Poate ei în clipa respectivă aveau mai mult nevoie de victorie decât de noi. Noi oricum eram calificați, indiferent de rezultate, în grupa pe locul întâi. Copra Piacenza, o echipă de legendă. Copra Piacenza care, bine, gura lumii bârfește și nu, că sunt mulți pensionari, că sunt mulți bătrâni, dar totuși o experiență, au jucători cu experiență. Și pentru noi victoria de acolo din tur fusese o surpriză, dar de fapt toate meciurile din Liga Campionilor au fost niște surprize pentru noi. Chiar și în Belgia am fost conduși cu 2-1, am revenit extraordinar 2-2 și am câștigat un tiebreak. Eu zic că a fost o experiență plăcută. La începutul sezonului vă așteptați la chestia asta, la acest parcurs? Sincer, când am fost la trage la sorți cu domnul președinte, cu domnul Sorin Sustrinski, chiar am avut așa un feedback, să zic așa. Am crezut amândoi că vom trece de grup. Cu totul că părea o grupă inacceptabilă, dar noi am avut așa credință. Și pe urmă, pe parcurs, după fiecare victorie, se pare că după cum, da, după e cum vorba aceea că victoriile aduc victorii și de la victorie la victorie probabil și încrederea echipei a crescut. Plus că am avut un colectiv, avem un colectiv anul ăsta foarte bun, antrenorul Martin Stoiu, care nu are nevoie de nicio prezentare, nu cred că mai e nevoie, dar și jucători cu experiență cum e Simionov, cum e Ianici, cum e Rosici, cum e Stancu. Și zic că colectivul a fost destul de unit și staful tehnic a știut să-l țină unit.
cu toate că a fost, repet, un an teribil de obositor. Să joci la 3 zile câte un meci, ban Liga Campionilor, ban campionat, ban Cupa României. Eu zic că ne-am făcut treaba per total anul acesta. După 10 ani de muncă, cred că am ajuns unde ne-am dorit. Care ar fi, eu știu, aturile echipei? Ai spus antrenorul? Bine, care bănesc că... Cred că toată lumea care face parte din acest club, începând de la jucători, de la rezerve, de la secretara clubului, de la oricine a avut o mică parte sau un rol în tot succesul acesta. Da, este foarte important pentru că CFM Tomis pare în peisajul sportului constanțean, sporturi de echipă mă refer aici, echipa cea mai stabilă, echipa care pare că nu se clatină. Mă uit la ceea ce se întâmplă la HM, la handball, tot un brand în Europa, la fel, o echipă cunoscută, apreciată, recunoscută categoric. Și iată ce sezon a avut cu, cum să zic, a fost practic la marginea prăpăstiei. Nici acum nu se poate spune că lucrurile sunt probleme clare. Probleme cu siguranță avem și noi, ca și ei, deci toată lumea trecem prin aceleași probleme. Poate noi am știut să ne gestionăm mult mai bine problemele, să le ținem cât mai în interior. Eu știu foarte bine ce se întâmplă și cred că asta e singura diferență. În rest, cu toți avem probleme. Cum vă afectează ceea ce s-a întâmplat în această săptămână cu scoaterea de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean a punctelor prin care, proiectelor prin care erați inclus la finanțare, practic? Ați dat seama, e foarte greu. Pentru toată lumea e foarte greu să muncești luni de zile, să nu iei un salariu, să nu ai un venit, mai ales și pentru jucători. Toată lumea avem familie, avem copii, avem rate. Deci, eu zic că e o situație foarte grea, dar noi, fiind profesioniști, încercăm să ne ducem rolul până la bun sfârșit, să terminăm piesa de teatru și după aceea o vede. Da, practic e și într-un moment e un final important de sezon, în momentul ăsta, adică... La jumătatea play-off-ului mai avem o finală de cupă, cu Liga Campionilor am terminat, eu zic că și sper să o ducem la bun sfârșit, să câștigăm și anul acesta campionatul și cupa și după aceea vom vedea. Am înțeles. Revenind un pic la Liga Campionilor, crezi că se putea mai mult? La un moment dat, înainte de tragerea la sorți, ați avut... Nu, scopul. Visul nostru a fost să ieșim din Liga Campionilor. Să trecem de faza de grupe. După ce ai trecut de faza de grupe, după ce ai ajuns în primele 12, oricum trebuie să fim realiști că totuși acolo sunt echipe foarte puternice cu niște bugete foarte mari. E greu să te lupți cu... Exista vreo echipă cu buget mai mic? Nu cred. Oricum și în grupa noastră, vreau să zic că au fost echipe cu bugete mai mari. Singura cu care ne puteam... cu care, să zic, că am fi fost la egalitate, ar fi fost Lugano, ca și buget. Dar, când ai ajuns în primele 12, deja e prea mult. Plus că sunt trei echipe din Rusia, două din Polonia, adică vorbim de greu crema european. N-ai cum. Cel puțin cu Novosibirsku s-a văzut diferența de valoare foarte clar. Adică, bine, noi am fost acuzați că de ce am jucat cu juniorii la Novosibirsk, dar din punctul nostru de vedere și cum am discutat și cu Martin Stoia, era o șansă în care să joace și acei juniori, cum ar fi Ciobăniți, exact, să simtă pulsul competiției. Și eu zic că, oricum, indiferent chiar dacă jucam cu prima echipă, rezultatul cred că ar fi fost același. Da, de altfel la Constanța rușii au lăsat o imagine care a impresionat pe toată lumea. Și credem că n-au jucat la valoarea lor adevărată. Adică se putea și mai mult din partea lor și totuși ne-au bătut. Deci, oricum, diferența e foarte mare. N-ai. Da, eu zic că totuși rămâne o performanță extraordinară pentru voleiul românesc. Deci eu nu știu că după 89, o altă echipă să fie ajuns până la un asemenea nivel în Liga Campionilor. Da, într-un sport pe care, eu știu,
acum nici măcar noi nu am prins acele vremuri, dar din, na, din cărțile da, din de istorie, din ce spun bătrânii, am jucat și finală de Cupa cu Campionilor, echipe, exact, cu două echipe românești, da, Steaua și Rapid. Exact. Într-un sport, iată, ca multe altele în care am făcut legea, ne-a fost din ce în ce mai greu. Iar eu aș spune că, și te rog să mă contrazici dacă nu e așa, aș spune că în momentul de față există o prăpastie, a spune, între nivelul a ceea ce se joacă în România și ceea ce se joacă în voleiul european de elită. Din păcate, da. Și îți mai spun o chestie. De exemplu, și faza cu jucătorii străini din campionatul României. Ai anticipat unde, aici. Exact. Să... E unde e o restricție de 2 jucători sau 3 jucători, mă rog. Problema e că nu poți să ții niște jucători de o valoare la niște contracte mari, că nu. Și să joci doar în Liga Campionilor cu ei și să nu poți să-i utilizezi în campionatul României. Eu am avut o discuție cu domnul președinte, cu domnul Vișan zilele trecute. Președintele Federației. Cu președintele Federației Române de Volei și, bine, o discuție amicală, nimic oficial. Dar se pare că și interesul Federației pentru sezonul următor să crească numărul străinilor. Da, eu mă uitam acum la asta când ai spus de străini. Aveți 5 străini în da. 5, din păcate, unul trebuie să stea la fiecare meci din campionat sau din Cupa României. Și atunci e greu să joci 2 meciuri în campionat în 7 zile. Și după aceea să te duci în cupele europene să joci și cu al treilea străin în teren, e foarte dificil. Adică întotdeauna unul din acei străini nu va avea meciuri în picioare. Neavând meciuri în picioare, e foarte... Nici randamentul lui nu va fi. Exact. Și de-aia zic, sper că la anul, domnul Fișan, și Federația sau la adunarea generală de pe 16, cu siguranță se va discuta și acest aspect. Și sper să, din discuția așa, noi sperăm să ajungem la un 6 străini în lotul de 12. Deci, punctul vostru de vedere și al nostru și al Federației, din informațiile, din informațiile pe care le ai, care este feedback-ul venit din partea celorlalte cluburi, pentru că bănesc că va fi important. Cu colegii mei de la Zalo, cu Doru Țârle, cu managerul de la Zalo, am vorbit cu Dan Drăguș și managerul la Dinamo, deci eu cred că toată lumea, cel puțin vorbesc de primele 5 echipe din clasament, toată lumea e de acord cu cele care joacă în cupele europene cu această idee. Mai puțin să zic un Piatra Neamț, care anul ăsta e la retrogradare, nu știu, se va salva, nu se va salva, dar acele echipe care vor juca în cupele europene cu categoric și cu siguranță au nevoie de străini. Din păcate, la noi în România, jucători români de talie de Liga Campionilor sau, să zic, sunt foarte puțini, așa, din păcate, nu foarte echipe mai investesc în junior, în tineret, cum face Tomis Constanța. Drept dovadă, după 3, 4 ani, 5 ani, am ajuns să-l avem pe Cioboniței, pe Vologa, niște jucători de excepție, cu siguranță vor mai crește în valoare, dar până să avem 17, cel puțin 17-18 ani din câte... Exact, dar cel puțin până să ajungem la un nivel de cel puțin 15-20 jucători de talia lor în România, așa, mai e mult de muncă. Ar afecta, mă rog, cât poate să mai afecteze, pentru că nici naționala, să recunoaștem, nu e la un nivel extraordinar. Faptul că, eu știu, se va schimba în favoarea ceea ce doresc cluburile puternice ale campionatului, 6 jucători străini, va afecta naționala? Nu, pentru că ăsta este argumentul adus scos în față tot timpul, și la volei, și la handbal, și peste tot. Mi se pare că îl afectează cu ceva, fiindcă mai sunt 6 echipe în campionat care nu vor juca în cupele europene. Atâta timp cât mai sunt 6 echipe în campionat care nu joacă în cupele europene, aceste echipe le trebuie cel puțin 12 jucători fiecăruia. Și atunci ar exista o paletă sau o sită, da? Și atunci n-ar mai trebui să mai joace. Eu știu, dau un exemplu, nu vreau să jignesc, dar Mario, de exemplu, care a ajuns la o vârstă, care totuși, el vrea, da? Nu se mai ridică la pretențiile campionatului din România. Și atunci eu zic că sunt jucători tineri care ar putea activa la celelalte 6 echipe, iar celelalte 6 care au
obiective mai mari în cupele europene, ar putea beneficia de jucători străini fără limită. Plus că bănuiesc că nu e obligatoriu ca o echipă de top nu să nu folosească România, adică dacă au valoare... Să ne aducem aminte de Delta Consul, care era numai român și care, da, care a avut rezultate în Europa foarte bune. Exact. Dar atunci era o anumită masă de jucători, acum, din păcate, acești jucători nu mai există, ca să poți să-i strângi pe toți într-un singur club. Da, înțeles. Ați jucat două meciuri în semifinala diviziei A1 cu Dinamo, două victorii. Acum sâmbătă urmează meciul 3. Așa cum vă așteptați. A fost, să zic, mai echilibrat, așa, poate noi n-am fost încă, ne-am intrat mai greu în joc, dar a doua zi am rezolvat problema fără nicio problemă, 3-0 și... E dificil să-i motivați acum? Nu, dar e perioada asta, revenim la problemele financiare și e greu, știi. Îți spun cuvântul. Fără să vrei, știi, inconștiență, nu. Dar eu sper că vom termina cu sâmbătă această problemă la ei acasă și după aceea cred că vom juca finala cu Zalău. Cu Zalău, care are 2-0 cu Craiova. Care are Craiova. 2-0 cu Craiova, da. Craiova, care va fi adversara voastră în Cupa României, României, unde se joacă la Căile Grădiștei un singur meci semifinal, apoi finala. E un obiectiv. O locație drăguță, așa, da. Ca să zicem așa. De ce s-a luat decizia asta? Adică nu e un oraș, nu e niciunul din orașele gazdă, din echipele implicate. Întotdeauna federația este că trebuie să ducem finala cupei sau turneu, Final Four-ul cupei, să ducem într-un oraș unde nu există volei, să popularizăm voleiul. Și pe mine m-a șocat sincer această decizie, dar tot în urma convorbirii cu domnul președinte, am înțeles că doar acolo s-a găsit o sală care să fie liberă pe perioada de 5 zile, fiindcă se vor începe cu fetele și vor termina băieții. Și am înțeles că a fost singura sală din România disponibilă pentru 5 zile, exact, la momentul respectiv. Da. Să sperăm că vor fi și spectatori, că e destul de, cum să-i spun, ciudat să joci fără spectatori în tribună. Categorii, mai ales o finală de Cupa României. De Cupa României, da. O să luăm o scurtă pauză, încheiem aici prima parte a emisiunii, revenim după câteva minute. Am revenit la Săptămâna Sportivă, vă reamintesc alături de mine Bulent Cadâr, managerul campioanei României la volei masculin, CFM Tomis Constanța, echipa cu cele mai bune rezultate în sportul constanțean în acest an. Țin minte că pe vremuri când, să zicem, existau încă fonduri pentru premierea echipelor și a sportivilor, era o mare luptă între CFM și HM, voleiul și handbalul masculin. În acest an, așa, cel puțin simbolic, deși ambele echipe au avut rezultate foarte bune. Și în cupe europene, da. Și în campionatul intern. Dar, mă rog, dacă e să cântărim, exact, să cântărim competițiile, Liga Campionilor, Cupa EHF vă oferă întâietate, plus drumul din campionat. E drept și la handbal, iată, după mulți ani, un campionat foarte echilibrat și interesant, și cu atât mai mult și meritele celor de acolo, de la HM, sunt de apreciat, pentru că trecând prin problemele prin care au trecut, iată, rămân tot acolo în față. Da, revenind la volei, am vorbit puțin și în prima parte despre relația cu Federația Română de Volei. Ai avut în acest, eu știu, început de an. Să vorbim de federație, da. În început de an ai avut câteva contre cu cei de acolo, în special cu cei de la Comisia de Disciplină. Exact, contrele cu federația, vreau să zic că cred că de vreo 3-4 ani suntem într-un permanent război așa cu Federația Română de Volei, dar... E destul de ciudat, pentru că totuși vorbim despre echipa care domină handbalul, voleiul masculin românesc. Ar trebui
dimpotrivă, relația să fie foarte bună, nu? Eu zic că totuși avem o relație destul de bună, dar, mă rog, nu pot să accept. E ca într-o căsnicie, exact, mai trebuie și puțină ceartă, așa. Altfel ar fi fără sare și piper. Dar, ți-am zis, am avut acum o săptămână, 10 zile, o întâlnire cu domnul președinte. Eu sper că am clarificat anumite probleme. Așa, după care... Practic, nemulțumirile voastre care erau? În afară de aceasta cu numărul? Sunt mult mai mult, adică, mă rog, din punctul meu de vedere, oricum statutul federației ar trebui schimbat, ar trebui puțin modernizat, actualizat. E un statut destul de vechi și care eu cred că nu cred că mai face față perioadei de acum. Și cred că de acolo se și nași discuțiile contradictorii între noi și între mine, cel puțin, ca să nu vorbesc cu numele lucrurilor, între mine personal și federație. Dar, cum am zis, eu cred că aceste probleme s-au rezolvat, am avut o discuție destul de, să zic așa, fructuoasă, așa, și eu cred că deocamdată până la finele sezonului, cred că nu vor mai fi alte discuții. Urmează adunarea generală, cum spuneai. Da, pe 16 aprilie e adunarea generală, unde sper să vedem ce reguli noi vor fi aplicate pentru sezonul următor. Nu știu cum e la handball. Nu știu cum e la volei, la alegeri. Da. Votează toate cluburile, adică sau bine, la alegeri, la volei e puțin diferit. Din păcate, aici votează dintr-un județ și școli sportive și așa mai departe. La handball e exact la fel, tocmai de asta am întrebat. Și atunci e mult mai greu ca tu, un club de care de mare performanță, să ai un singur vot, din același județ să-ți mai vină 4 școli sportive, ele să aibă 4 voturi și care n-au nicio treabă cu sportul de performanță. Da. Și atunci, totuși eu cred, și asta e una din problemele, iar revenim la probleme cu federații, că ar trebui înființată Liga Profesionistă de Volei. Până atunci eu cred că problemele vor persista în continuare. Fără o Ligă Profesionistă de Volei, eu zic că nu poți, în momentele de față nu mai poți fără Ligă. Eu zic că Liga își are rostul ei, își are aturile ei și de a apăra, practic, echipele... Și echipele, nu numai echipele, dar chiar și jucătorii. Și jucătorii. Exact. Fiindcă, mai ales în perioada asta în care probleme cu bani există în toată România și pe la toate cluburile, chiar un jucător poate sta neplătit 3-4 luni de zile și federația nu se poate implica absolut deloc. Din câte știu, s-ar putea să nu fie încă de actualitate informația pe care o am. Sunteți singurul club care nu a negociat drepturile de televizare? A fost o discuție și acolo cu o contră cu federația. Și că tot vorbeam de bani și de reprezentare. Practic, Liga Profesionistă ar trebui să... Până în sezonul trecut, federația ne alocau în funcție de clasament, așa, o anumită sumă de bani. Nu știu să vă zic exact sumele pe poziții, dar cert este că de la fosta de anul, de la adunarea generală de anul trecut, s-a luat decizia că toți banii din televizări să-i revină federației, fiindcă federația este organizatorul acestei competiții. Și atunci clubul nu mai primește să-i folosească pentru susținerea echipelor naționale, bănuiesc altceva n-ar avea. Bănuiesc eu, nu știu, nu vreau să intru în detalii, bănuiesc eu, dar ideea principală este că de anul acesta, din sezonul acesta, cluburile nu mai primesc nimic din drepturile de televizare. Acum, nu știu, încă o dată, spun cel puțin la suprafață, CVM Tomis a dat întotdeauna în ultimii ani imaginea acelui club solid care nu se clatină la orice bătaie a vântului. De aceea nu știu cât de importanți erau banii pentru club, acești bani. Dar din ceea ce știi, pentru celelalte cluburi erau importanți? Eu zic că pentru toată lumea erau niște bani importanți. Sunt niște bani pe care îi primești. E o muncă depusă de noi, e un drept al nostru, cel puțin. Dar, v-am spus, dacă statutul federației așa prevede, din păcate nu avem ce face. Da, erau niște bani care inclusiv ar fi putut fi folosiți pentru clubul de
copii și juniori, de secția de copii și juniori, nu? Pentru că vreau să discutăm. Exact. Nu știu, acolo e un domeniu unde se ocupă domnul cadru acolo. Eu mai puțin particip la acest segment al clubului, să zic așa. De-aia nu știu și nu o să pot să-ți dau foarte multe detalii. Cu siguranță sunt pe un făgaș bun și cu siguranță au rezultate foarte bune. Da, mă uit doar așa, un site foarte bine, iată, da. Iubitorii de volei probabil că știu deja acest lucru, un site foarte bine informat și foarte frumos alcătuit. Iată, CVM Tomis, campioană națională la junior, CVM Tomis a treia oară consecutiv campioană națională la cadeți. Juniorii Tomislui au debutat în eșalonul secund. Echipa... Cu siguranță, și acolo aveam rezultate foarte bune. Din informațiile mele. Nu știu detalii, nu vreau să intru să greșesc cu ceva acolo. Chiar a fost o știre acum recent, inclusiv cu pupat Piața Independenței, cu fularul, cu așa, bine, cu antrenorul acolo, de la București, am înțeles că unul din cei mai mari făuritori de talente în volei, Ion Șoacă, antrenorul. Domnul Șoacă e cel mai tritat antrenor în momentul de față. Da, eu când am văzut lista cu jucătorii care i-au trecut prin mână, da, m-am înfiorat, ca să fiu sincer. Bine, din păcate... Ce s-a întâmplat? Că am înțeles că... A avut niște probleme familiare, chiar i-a decedat sora și, mă rog, că a trebuit să întoarcă în București. Dar păcat, era un antrenor titrat, el a vrut să vină la Constanța, a vrut să pună umărul, să construiască un nou lot, să zic așa, de tinere talente, dar din păcate probleme familiale. Da, mai ales că înțeleg că sunt foarte, cam, mă rog, crema jucătorilor tineri talentați ar fi deja atras și aici la Constanța. Noi întotdeauna am încercat să, unde am avut informații sau unde am văzut un jucător tânăr și de perspectivă, am făcut-o posibilă să-i aducem, să-i atragem la Constanța. Că în clipa de față, cred că la Zalău mai sunt doi tineri de perspectivă, din punctul meu de vedere. Nu știu condițiile lor contractuale de acolo, dar poate în viitor, cu siguranță, o să încercăm să-i aducem și pe cei de acolo. De acolo. Da, e clar, vârfurile, mă rog, acestei echipe de juniori ar fi Aciobăniței și Vologa, nu? Categoric. Plus că, gândind în viitor, în condițiile actuale, e mai eficient, e mai economic, exact, să investim în juniori, în copii, să avem românii noștri, cum s-ar zice, decât să mai aducem jucători străini de afară. Dar până o să-i avem pregătiți pe cei ai noștri, din păcate o să mai treacă un an, 2, 3. Am urmăresc site-urile europene dedicate voleiului destul de atent și am văzut că Aciobăniței e considerat unul din vârfurile generației la nivel european. Într-adevăr, Aciobăniței, cel puțin noi lucrăm cu el de vreo 2 ani de zile, de când unde e la echipă mare. De unde vine? Din Botoșani. Dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc, repet, nu am treabă cu juniori. Dar de 2 ani de când am luat la echipa mare și datorită antrenorului Martin Stoiev, eu zic că a crescut foarte mult în valoare. E un băiat cu minte, e un băiat la locul lui, muncitor, eu cred că are viitorul în față. Echipa de juniori pregătită de fostul jucător al... Da, de Parpală Răzvan. Răzvan Parpală. Da, este o politică bună, aș spune, pentru că e mai eficient, de ce să ne ascundem? Mult mai eficient decât și mult mai economic. Mai economic, așa este. Aș vrea să te întreb cât de mult vă afectează situația în care se află președintele clubului. Pentru că e clar că nu e așa o situație care să vă dea liniște. E o situație destul de dificilă, e o situație foarte grea. Eu sper ca lucrurile să se rezolve foarte rapid, în bine. Așa, dar mai multe detalii chiar nu știu și... Adică s-a simțit... Da,
Categoric s-a simțit lipsa președintelui, cel puțin în ultima perioadă. Dar noi sperăm să-i demonstrăm că suntem niște profesioniști, că ne facem treaba până la capăt și să câștigăm tot ce ne-am propus la început de sezon. Cred că și dânsul ar vrea să acest lucru. Da. Da. E clar, urmează aceste, practic, meciurile pentru care ați muncit tot sezonul, finalul de campionat, final de Cupa României. Privind din cu ochiul nespecialistului și văzând, eu știu, meciurile care se transmit la televizor, pare că Tomisul este totuși echipa cu cel puțin o clasă peste celelalte, dar e clar că decizia se ia în teren. Surprize se pot întâmpla și au fost, dacă nu mi-aduc eu aminte, dacă mi-aduc eu aminte bine, chiar acum vreo 3-4 ani cu Baia Mare acasă, care tot așa conduceam cu 2-0. Coșmarul Constanței la volei, Baia Mare. A fost, a trecut perioada aceea, dar surprize se pot întâmpla, atât timp cât noi vom fi uniți, noi vom munci în continuare, eu cred că nu vor fi probleme. Cel puțin sperăm să nu avem probleme pe final de campionat. În măsura în care poți dezvălui, sunt sigur că în momentul de față este perioada în care la nivel de conducere vă preocupă ceea ce se va întâmpla în viitorul sezon. Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată. Întotdeauna Tomisul și-a pregătit din tip următorul sezon. Niciodată n-am stat până în vară ca să vedem să termine... ce vom lua, ce vom păstra. Cu tot, și în clipa de față avem un obiectiv foarte clar pentru sezonul următor. Avem niște... Asta o să discutăm poate într-o altă emisiune. Deocamdată e foarte devreme. Dar cu siguranță obiectivele sunt clare. O mare parte din traseu e bine stabilit. Eu cu siguranță vă pot garanta că Tomis își va aduce mai departe, să zic așa, șirul de performanțe. Da, dacă ne uităm așa în istorie, în istoria scurtă a clubului, așa cum am spus, practic de la an la an echipa a crescut în performanțe. Rămâne aceeași conducere tehnică? Întreb asta pentru că voleiul are un statut special vis-a-vis de contracte. Da, bine, la noi contractele sunt anuale. Exact. Și de aceea e greu. Adică nu e, eu știu, ca la handball unde spui am luat o jucătoare sau am luat un jucător a semnat pe 5 ani. Sau pe 2 ani sau pe 3 ani. Aici contractele sunt anuale. Asta e o cerință a Federației Europene, din câte înțeleg. Mai special, să zic așa. Dar cu siguranță ce pot zice este că ce-ți pot zice legat de banca tehnică, din punctul meu de vedere, eu cred că Martin Stoiev va rămâne. Mai multe detalii chiar e prea devreme. Iar ca echipă? Adică sunt jucători care și-au exprimat deja, eu știu, punct de vedere, eu știu, nu neapărat că nu le place aici. Nu, dar Tomisul știi că întotdeauna și-a avut un principiu de a-și păstra jucătorii nou, nu ne-a plăcut să schimbăm jucătorii de la un an la alt. A fost o sincopă, să zic așa, acum vreo 6-7 sezoane, dar după aceea principiul a fost foarte clar, ne păstrăm jucătorii cât de mult putem. Da, ideea că na, intervine, e greu dorul de casă sau sunt unii care vor să... Bine, vârsta. Nu cred că ales motive prea întemeiate, dar de obicei după ce faci un sezon foarte bun în Liga Campionilor, automat vin și ofertele pentru jucători. Pentru jucători. Și e clar că nu te poți bate, dau un exemplu, cu Friede Schaffhorn sau cu o altă echipă de top din Europa.
nu avem bugetele lor și atunci n-ai cum să ții un jucător cu forță. Dragoste cu forță nu se poate. Suntem conștienți că dacă el va primi o ofertă mai mare, cu siguranță va pleca. Da, eu acum nu... Acum știu cum e. Nu e avantajele și dezavantajele. Nu, astea sunt avantajele și dezavantajele din Liga Campionilor. Faci un sezon frumos, cu siguranță vei pierde din jucător. Atrag atenția. Cum a fost Bachov, de exemplu, și acum e la Paris Volley după un sezon foarte frumos. Eu zic, a jucat destul de bine sezonul trecut în Liga Campionilor, mai poziție. Și atunci mai multe dezvăluiri de jucători. Da, nu n-am să cer că, mă rog, înțeleg că e destul de ingrată poziția în momentul de față, nu s-a terminat campionatul, dar e clar că se va întâmpla probabil cam același lucru, adică vor fi jucători care pleacă pentru că sunt ceruți de cluburi mai puternice. Unii dintre ei vor pleca, unii dintre ei îi vom păstra, dar, repet, e o luptă destul de aprigă, cel puțin în momentul de față. Și în curțile celorlalți v-ați uitat? Aveți categorii, categorii. Ne-am uitat și în alte părți. Dar cum sunt și români pe listă? Sau? Cu siguranță. Cu siguranță. Sunt și români. Dar, ți-am zis, e foarte greu să... Fiindcă sunt foarte puțin jucătorii români de valoare și atunci bătaia e foarte aprigă și de-aia nu vreau să intru în detalii și să pronunț. Da, nu, e clar că... Dar cu siguranță ne-am uitat și în grădina altora, ca să zic așa. Am înțeles. Ok, am ajuns la final cu emisiunea dedicată, iată, echipei campioane la volei masculin, CVM Tomis. Sperăm să discutăm în același mod, adică campioană și deținătoarea Cupei României cu trofeele, și cu trofeele pe masă și cât de curând, nu mai este mult din actualul sezon. 25 de zile. Cam așa. Spuneam și mai devreme, este momentul pentru care s-a muncit tot anul și poate și dinainte, pentru că așa. Iar acum urmează acele clipe în care toată lumea așteaptă să culeagă și roadele. Vă dorim și noi mult succes, multă baftă, să aduceți bucurie în rândul suporterilor constanțeni, care, iată, încet, încet au redescoperit dragostea pentru volei. Am văzut mulți spectatori venind la meciurile echipei masculine, în special în Liga Campionilor. Dar mai sunt locuri, plus că se pregătește noua sală și atunci sperăm să umplem. Să vină cât mai mulți. Încă o dată mulțumesc, multă baftă și sper să ne vedem cu trofeele pe masă. Frumos. Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii Săptămâna Sportivă. Până la următoarea întâlnire, toate cele bune!